De la începutul anului, România a importat alimente și animale vii în valoare de peste 5,8 miliarde de euro. Importurile de mâncare au crescut cu aproape 13% față de perioada similară anului trecut, arată cele mai recente statistici oficiale. De exemplu, 70% din cantitatea totală de carne de porc pe care o consumăm este adusă din import. Producția fermelor românești a scăzut cu aproape 15% în ultimul an, mai ales din cauza pestei porcine africane, și prețurile au crescut. Cea din import este slabă calitativ. Ne deranjează foarte mult că trebuie să cumpărăm din afară și totuși la prețuri foarte mari. Importurile de alimente au crescut și în condițiile în care producția locală e afectată de scumpirea materiilor prime și a utilităților, spun reprezentanții industriei. Pe fondul puterii de cumpărare scăzute a românilor va conduce la scăderea vânzărilor, la închiderea unor fabrici mici, la reducerea activității în fabricile mai mari, categoric importuri mai mari. Și importurile de combustibili, mașini și echipamente și alte bunuri nealimentare sunt în creștere. Economiștii avertizează că fenomenul poate duce la deprecierea cursului de schimb, în condițiile în care pentru achizițiile din afara țării trebuie schimbate sume tot mai mari de lei în valută. Este normal ca leul să se deprecieze față de moneda unică în situația în care aceste importuri trebuie finanțate cumva. Dacă bunurile din import devin dintr-o dată mai scumpe, și cele produse în România, aceleași bunuri, se aliniază la aceleași prețuri, deci generează și o presiune pe inflație. De altfel, Banca Națională anunță că se așteaptă ca rata anuală a inflației să-și prelungească trendul pronunțat crescător până spre mijlocul anului viitor, mult deasupra țintei previzionate anterior. De la începutul anului, importurile au urcat la 71,2 miliarde de euro și au fost mai mari cu 23,2% față de perioada similară din 2020. În comparație, exporturile au însumat aproape 55 de miliarde de euro și au crescut cu 21,7% în același interval, mai arată statisticile oficiale.